Aurora este un instrument care răspunde nevoii profesioniștilor locali, acela de identificare a copiilor vulnerabili. După care Aurora, programul generează un pachet minim de servicii. Aurora ne ajută pe noi, echipa comunitară, să identificăm cazurile care sunt la risc sau au anumite vulnerabilități și totodată ne sunt arătate exact ce servicii trebuie să le oferim noi pentru a le îmbunătăți situația în care se află. Am început să utilizăm Aurora în 2015, când am realizat recensământul social, iar din 2015 Aurora o folosim zilnic și la 9 luni facem și reevaluarea cazurilor. Perioada în care am acordat și servicii sociale, servicii generate de către Aurora. Chestionarul conține peste 200 de întrebări și este clasificat pe mai multe dimensiuni, urmărind vulnerabilități pe fiecare componentă, de educație, de sănătate, sociale, de locuire, comportamente la risc în rândul adolescenților. Profesionistul, lucrătorul social, cunoaște ce face asistentul medical comunitar, face și echipă cu el, la fel și consilierul școlar sau mediatorul școlar cunoaște intervenția colegilor săi din echipă. Toate aceste servicii pe care le realizează fiecare profesionist sunt înregistrate în timp real în Aurora. Diferența dintre a lucra cu Aurora și fără Aurora este aceea că atunci când lucrezi direct cu aplicația, ai un acces mult mai facil la datele din familia respectivă.